Aceste negocieri nesfârșite, parcă, pentru postul de selecționer, meme. Adică, dumneavoastră, avem deja două luni. Mai ai cartonul cu notele? Că trebuie să modificăm puțin. Nu, uite, eu mă simt folosit. Da, ai, la comunicare cu conducerea. Mă simt folosit, adică, vorba aia, am sperat, acum încep să se diminueze speranțele. Nu știu ce s-a întâmplat și nu știu cât de mult a fost afectat de probleme extra contractuale, dar ar fi bine să, nu neapărat să se decide odată, ar fi bine să spună da odată. Asta e părerea mea, cred că în interesul fotbalului românesc ar trebui Bellerin să accepte oferta. Ai avut în carieră un caz de ăsta de... da, am negociat, într-un fel am ajuns la un anumit punct, după care nu mai răspunde la telefon. N-a fost chiar așa, nu a fost chiar așa, că n-a spus niciodată da, dar oricum, având în vedere faptul că nu mi-a spus nu din prima, mă așteptam să se concretizeze. Ce e funny că Gigi nu mai ține minte. Dați seama că nu am inventat eu chestia asta și plus că puteți să vedeți presa din 2011, unde Bellerin spune că au fost negocieri și a fost impresionat de profesionalismul celor care au negociat. Adică eu? Deci, hai să ne înțelegem. Nu, Gigi a dat declarație, că niciodată nu l-am ofertat pentru că el nu mă înghițea, dar nu mai ține el minte exact care a fost situația atunci. Asta mi se pare foarte tare. Da, nu mai poate Gigi ce discuții care nu s-au concretizat din 2011. Aia, pot să-i reamintesc fără niciun fel de problemă. Da. Sunt convins. Deci, Loții Bellerin a făcut o chestie asemănătoare atunci? Nu, chiar nu. A răspuns până la urmă? Nu, a răspuns că nu. Dacă se răspundea că da, era... Da, vezi, asta îmi spune că este un tip foarte abil, adică el nu spune nu din start, că știi cum e, poți să spui nu din start și în momentul ăla am ucis orice discuție. Știi cum este, e adevărat, unii sunt obișnuiți să lase ușile întredeschise, deschise, întredeschise, dar câteodată se face curent și o tită nu-i ce-ți dorești, mai ales dacă zbori, clar. Că dacă zbori, eu am zburat cu o tită și nu e bine. Mi-a afectat auzul... Să știi că nu e bună nici dacă nu decolezi. Nu adică... e bună deloc. Eu știu că sunt pățit. Da. Nu e ok. Da, mă rog, să sperăm că... Nu știu dacă a avut deadline sau nu. Dar cu cât trece mai mult timp, cu atât șansele se diminuează, în opinia mea. Sunt... Eu mă întreb nu știe dacă... unde vine, adică trebuie să spună da sau nu, ce să mai știe unde vine, știe ce fond de jucători are, știe ce condiții se oferă, bănuiesc că are toate datele. Nu știu cât de mult trebuie să proceseze. Da, nu știu, legat de staff am văzut că e o discuție și probabil de ceea ce ar vrea el să aducă la tu federație. Tu crezi, Edi, că s-ar împiedica niște discuții legate de un nou selecționer pe un nu poți să știi. Vreau să aduc un preparator salariile, fizic? Salariile, nu poți să știi. Aia e problema. Acolo că nu vine oricine. Adică, ok, aduce niște oameni la nivelul lui, mă gândesc. Și atunci trebuie și ei plătiți undeva pe aproape. Hai să discutăm de cifre. Se vorbește de undeva 300.000 salariul selecționerului, da? Da. Dacă vrea să vină cu 5 oameni în staff, străini, de exemplu, să presupunem, facem și noi, luăm și noi situații ipotetice. Da. Niciun străin care are puțină valoare nu-ți vine, un preparator nu-ți vine sub 7, 8, 10 mii. Bun. Nu-ți vine un bucătar francez în București fără 7, 8 mii. Corect. Da. Deja nu mai discuți de 300 de mii salariu, de 25 de mii. 600 de mii. Puțin diferit. Deci Edi are dreptate. Acum, nu știu. Dacă asta e problema... Clar că problema e de ordine financiar. Da, dacă vine un antrenor român care nu are angajament, nu poate să vină cu pretenții nici măcar apropiate de cele ale lui Bellerin. Clar. Și atunci poate să vină cu un antrenor secund. Am auzit și eu, s-ar putea să... Nu am vorbit cu Dicker, nu am întrebat niciodată. Dar am auzit că undeva pe la 3.000, 4.000, 5.000 sunt salariile la nivel de selecționer U21 sau antrenori secunzi. 3, 4, 5. E puțin diferit. Da, absolut. Pe de altă parte, spaniolul lui Contra da. Nu avea. Avea mai mult. Da. Deci spaniolul Javires. Javires avea, dacă țin eu bine care minte... Care făcea toți jucătorii să
Așa, da. Avea undeva peste 8.000 de euro, din ce țin eu bine, așa, din ce țin eu minte. Știi cum e? Noi ar trebui să știm asta. Noi cel puțin conducătorii de cluburi, pentru că noi suntem Federația Română de Fotbal. Noi nu știm niciodată nimic. Noi nu știm niciodată nimic. Ceea ce mi se pare complet anapoda. Poți să nu știi pe ce dai bani. Da? Dacă așa s-a pe de altă parte, ei spun, nu-mi există comitet executiv. Fiecare are reprezentant. Păi comitetul executiv nu știe. Păi dacă știa Valea Argăseală, care este membru marcant în comitetul executiv, crezi că nu știam și eu? Știam și eu. Probabil că da. Nu știe. Da, e o situație bizară asta. E o situație care se perpetuează nu de ani de zile. Nu știu dacă e la fel în alte federații. Dacă există vreo clauză de confidențialitate între selecționeri și federații de divulgare a salariului. Habar n-am, nu-mi dau seama. Nu știu, și confidențialitatea asta. Președintele cred că știe, nu? Da. Probabil secretarul general. Probabil. Sigur. În contabilitate se știe că, na, adică și confidențialitatea asta, să fim serioși, știe antrenorul de la antrenor, poate să știe și altcineva. Astea sunt niște lucruri subînțelese, da? Adică poate antrenorul are un nepot confident și îi se destăinui. Bine așa, are și un psiholog și un duhovnic și așa mai departe și ajungem. Dar vreau să spun că clauzele respective de confidențialitate conțin anumite, da? Dom'le, X, Y, știe. Da, da, mai departe... Eu și cu asta, eu am avut o problemă mereu cu clauza de confidențialitate, pentru că este un nonsens. Din moment ce știu două ambele părți ale contractului, stânga poate să spună că dreapta a făcut, nu? Nimeni nu știe. Nimeni nu știe cineva... Dacă cineva are interes să vorbească, nu? Dacă ai fi în locul celor din conducerea Federației Române de Fotbal, ai începe deja discuții și cu alții? Pentru că e interesant și jocul. E clar că este și un joc la mijloc. Întotdeauna ai un joc. Indiferent. Da. Că, cum auzim că Bălăni nu mai răspunde, cum, de exemplu, Edi Iordănescu are ofertă de altundeva. Din Anglia, din Champions. Din Anglia, din Champions. Sunt monumentale ofertele astea din Anglia pentru antrenorul român. Sunt monumentale. A mai fost Balint, avea prin vocea agentului Apostu ofertă de la Sheffield, și nu mai știu dacă Wednesday sau United. Uite, am o mare problemă că nu mai știu care, dacă era Wednesday sau Friday. Frate, chiar nu e, nu merg. În Championship era un antrenor la un moment dat, Jaap Stam, dar venea din Olanda și jucase prin, nu prin Championship, ci prin Premier League. A, dacă Petrescu ar avea oferte din Championship, aș crede. Chiar aș crede, pentru că Petrescu, eu am fost cu el și în Scoția. Oamenii îl recunoșteau pe stradă și nu recunoșteau cei de 50 de ani, nu recunoșteau tinerii, pentru că el a scris istorie ca fotbalist la Chelsea. Dick Yol, știți cine este Dick Yol? Și da. Da, probabil că și cei care ne urmăresc știu cine este Dick Yol. Era la un moment dat, unul dintre cei mai mari antrenori olandezi din istorie. Era antrenor la Hamburg când și când am jucat noi și s-a îndreptat spre Petrescu înainte de a începe meciul și a spus: "Hey, how are you, legend?" Deci pentru că Petrescu a fost legendă și este legendă în Anglia. Dar ca să vină antrenori no name pentru ei din România, credeți-mă, cred că sunt minciunile agenților sau a celor care pretind asta. Deci așa cred măcar, eu. Nici măcar un antrenor campion din România cum Edi Iordănescu nu crezi că ar putea să primească? Din Championship. Păi uitați-vă ce antrenori sunt în Championship. Primul rând că majoritatea sunt britanici. Hai să fim serioși. Ok. Mă întorc. Da, poate Lucescu ar fi putut să primească. Sau, da, discutăm de alt nivel. Nu cred că se ducea Lucescu în Championship, sincer. Nici eu nu cred că se ducea Lucescu în Championship. Deși sunt bani foarte mulți și în Championship, dar nu cred că se ducea. Da. Asta spun. Da. Crezi că încep discuțiile cu altcineva? Te reorientezi? Pentru că eu e bizară. Nu e nevoie să înceapă. Pentru că dacă Bălăni spune nu, în secunda 1 au antrenor. Au selecționer. Pe Mutu. Mutu, Edi, nu știu, abar n-am. Sunt cei de pe listă care nu au contracte și care cred că ar veni. Zic.
Presupun că am de unde să știu. Acum la ce serie de refuzuri există? Nu știu, văd, că înțeleg că i-ar fi spus lui, ar fi dialogat Vali Moraru cu colegul nostru de la Digi, cu Răzvan Burleanu. Și Răzvan Burleanu într-o discuție, singurul lucru pe care l-ar fi zis, l-ar fi mărturisit, a fost, dom'le, până începe campionatul avem selecționer. Care deci, campionat? Deci deadline-ul, deadline, să nu fie Liga a doua, că dacă e Liga a doua e o problemă. Și vezi că Liga a doua e organizată de Federația Română de Fotbal. Pe asta mă gândesc. Liga organizează Liga întâi, deci nu se știe. Mai adică asta, deadline-urile astea, pe mine mă fac să mă întreb, mă, ce mai reprezintă postul de selecționer al României? Adică ce chiar a ajuns o chestie de asta de... Poate să fie ofertat pentru antrenori fără contract. La momentul ăsta, așa sună. Și Bălăni e fără contract. A, și știu, da, ai Bălăni totuși. Și cât de mult își doresc oamenii ăștia de la federație să aducă un om cu, totuși, cu o personalitate și cu... Mai e clar că îl vor. Că-și doresc. Nu, da? Nu, e clar că... Adică, eu mă tot întreb că s-a spus, da, au fost cazuri și sunt de acord, au fost cazuri la care, de gen Răzvan Lucescu, ne te-ai dus, a fost... Eu nici acum nu cred că a fost vreo discuție legată de preluarea echipei naționale de către Răzvan Lucescu. Cred că pur și simplu a fost o vizită acolo și atât. S-au dus și la mază. Cineva a făcut o poză. Se duc că n-au venit okay. Nu s-a recunoscut oferta. Sau poate Răzvan i-a rugat să nu... Ok, am discutat, dar vă rog mai departe. Ok, atunci ar trebui verificat... Răzvan spunea din start că nu pas. Merge să deci atunci, dar atunci, apropo de federație, ar trebui verificat dacă s-au dus pe banii federației la Salonică. Dacă s-au dus să ia masa cu Răzvan Lucescu, să ia o masă pe și? Cine a plătit masa? Și cine a plătit masa? Așa, pe banii, așa, atunci chiar nu e ok. Deci pe cuvântul meu nu ar fi ok. Dar oamenii n-au venit și au spus că au fost să-l oferteze. Eu vreau să zic așa, dacă unul răspundea da, pentru că s-a spus Hagi, degeaba te duceai, Petrescu, degeaba... Dacă răspundeau da. Eu mă întreb dacă răspundeau da oamenii. Bă, da, domne, mă duc. Putea să fie o chestie genul ăla... E un ban. Da, suna un antrenor de Liga a doua și spuneam, bă, vrei să devii selecționer? Da. Ce vreau salariu? Vreau 1 milion de euro. Glumești? Da, dar tu ai început primul. Știi? Nu se știe, na. Dacă spunea, da, spuneam, am glumit, spunea, da, da, bă, zi, nu știu. Dar la Petrescu, e clar, a fost o chestie și eu cred că n-a fost ok din partea lui Petrescu, din moment ce Petrescu a ieșit și a spus că se hotărăște, că dă răspunsul pe 20. Sau pe 19, sau pe nu știu ce, după meciul, după ultimul meci. Dar era făcută. Ceva s-a întâmplat acolo. Ceva că și el a dat senzația. Ceva se întâmplă. Da, și am avut acea senzație la Flash. Ceva se întâmplă cu toată lumea. Eu mă întreb dacă nu cumva oamenii analizează și spun, dom'le, n-am echipă. Nu pot să fac cu echipa asta nimic. Că e și asta o variantă. Acum, eu nu i-aș blama pe Burleanu și Stoichiță pentru Bălăni, pentru că Bălăni a venit la București. Ia? Dacă nu venea Bălăni la București, puteam să îi luăm peste picior sau dus să petreacă sărbătorile la Nisa și nu știu ce nu. Bălăni a venit la București, deci e o chestie serioasă. Dacă Bălăni a venit la București, nu cred că sunt departe, dar dacă Bălăni tergiversează, înseamnă că problema e la el și cu asta basta. Și... Na. Da, de asta am eu iarăși un semn de întrebare. Păi dacă în analiza lor nu iese bine? Nu este bine. Bă, nu pot să fac nimic cu naționala asta. Pe mine asta mă îngrozește. Ideea asta că vine cineva doar pe genul să dau un tun în carieră. Și nu cu credința, nu cu credința că poate să facă ceva, că atunci, cum să spun, este dramatic. Dacă toți oamenii ăștia care și-au făcut analiza au ajuns la concluzia, băi, n-avem vârf de atac. Stăm doar în Chiricheș, fundaș central bun, care dacă se accidentează și se cam accidentează, nu avem ce să facem. Nu avem un mijlocaș defensiv în fotbalul nostru de calitate. Man, care era golgheterul campionatului nostru, a ajuns la Parma rezervă în momentul de... Și îți faci și îți înșir pe o hârtie și ajungi la concluzia, bă, nu am material uman, deci nu mă duc că mă fac de râs, și mai ales în țara mea și ca selecționer, atunci e dramatic. Deci atunci e grav. Dacă vin doar de ăștia care spun, ok, fac chestia asta pentru că nu am niciun angajament și dacă-mi iese. Păi este exact extrapolând situația la Clinceni. Vin să antrenez, asta n-ai este, nimic de Bifes și eu am fost antrenor la o echipă de Liga 1. Și stau câteva etape, nu știu ce, asta e, într-adevăr e dramatic. Sper. Dar eu încă mai sper să fie Bălăni ca să tragem speranțe că cineva crede în echipa asta națională. Tu te-ai duce dacă ai fi antrenor?
dar stai, cunoști, depinde. Cunoști spune, fondul. Spune-mi și CV-ul pe care îl am. Eu am 57 de ani, da? Să zicem că ești ca vârstă ești ok. Sunt, ok. Și mă și antrenez. Am, deci ai luat fizic, stau bine la ai luat titluri în Portugalia, Belgia, ai antrenat constant, știi fondul de jucători, știi unde vii, știi presa, știi publicul, știi federația. Dacă n-aș avea o altă ofertă, reține. Deci nu aș spune direct da. Dacă aș avea o altă ofertă, n-aș veni, dar dacă oferta pe care aș avea-o ar fi mult inferioară celei din partea federației. Da, și mie mi-e teamă. Eu nu sunt inconștient. Nu avem fond de jucători cum aveam acum 10 ani. Nu avem un Mutu și un Chivu. Eu nu vorbesc de generația de aur sau de ce a fost înainte. Vorbesc de asta cât de cât, apropiată. Pe Radu Ștefan nu putem să... Uite, am văzut și eu duminică meciurile din campionatul italian. Toate. Ce s-a difuzat. Și am văzut culmea. L-am văzut pe Chiricheș, după care l-am văzut pe Drăgușin și după aia am văzut pe Radu Ștefan. Și mi-am dat seama ce jucător am pierdut noi cu Radu Ștefan. Pentru că cineva s-a comportat de așa natură încât să-l facă să nu mai vină la echipa națională. Eu, reține, îl cunosc foarte bine pe Radu Ștefan și am vorbit cu el în perioada în care venea la echipa națională și imediat după. Avea dreptate. Radu Ștefan. Deci, trebuie să știi să te comporți cu un fotbalist care... scrie istorie la un club, că și atunci era un jucător de era în elita lui Lazio, care Lazio era în elita fotbalului italian în seria. Da. Poți să te cobori la nivelul jucătorului tu ca selecționer, să explici de ce nu vrei să joci cu el, nu să-l chemi, să nu-l bagi în seamă și după să-l trimiți înapoi la Lazio. Așa e și situația cu Drăgușin într-un fel sau altul, la tineret. Drăgușin nu e la nivelul... Bă, la nivelul tineretului e ok. Are 7 meciuri jucate în viața lui Drăgușin. Eu vorbesc de senior. Eu am o problemă cu jucătorii care n-au jucat la seniori. Cum am vorbit și de Pașcanu. Și am fost, la un moment dat, chiar... păi ce tot vorbești de Pașcanu? Că toată lumea spune de Pașcanu. Da, dar eu pe Pașcanu l-am văzut doar pe Instat la meciurile echipei Leicester U23 jucând fundaș dreapta unele. Păi cum să-mi fac o idee? Pentru că acolo e un haos total în campionatul ăla. Chiar am văzut meciuri, de-aia am permis să vorbesc. Un haos. Nu are relevanță. Nu are relevanță că Drăgușin a jucat la Primavera. Rețineți. Da. Daminuț a jucat la Primavera. Și dacă nu mă înșel, chiar a câștigat Primavera. În calitate de capitan de echipă, poate mă înșel. Dar oricum, era jucător important la Primavera. Nu se pun. Balibec la fel, era la Primavera, după aia n-a putut să joace în Italia, Inter a fost la, parcă la Bologna și n-a jucat. E complicat, e mare diferență între Serie A și Primavera. Da, colosală. Uite-te, diferența până la urmă, nu trebuie să mergem mai departe, 2019, Euro, faci semifinale de campionat de tineret, da, U21, România. Da, da. Acea. Și uite, și bați Anglia, bați în condiții în care Anglia era o super echipă. Bați Anglia, bați Croația, face galul ăla cu Franța, cum e, cum nu e. Da, da. Ții în șah Germania o repriză, că dacă dă acolo de gol de 3-1 Pușcaș, nu știu cum e la așa. Da. Și uite, după aia aceiași tineri, luați și duși la seniori, e diferență de la cer la pământ. Pentru că niciodată, și aici este o idee falsă, și s-a acreditat o idee complet falsă, nu contează rezultatele echipei de tineret. Nu. Nu. Contează doar ca echipa de tineret să producă jucători pentru echipa de seniori. Da, asta eu am experimentat-o. Noi am experimentat-o. Da, am experimentat-o la nivel de club, la Galați, când am făcut echipă. Am zis, fac echipă că vreau să câștig în campionatul. Și am avut jucători care jucau și erau titulari, care n-au ajuns fotbaliști, și alții care nu prindeau lotul la momentul ăla, pentru că erau jucători de 17-18 ani, au ajuns jucători de echipa națională. Nu, n-are. Uite-te, Suedia, a venit Suedia la București când ne-au bătut, da. Și am făcut un calcul din echipa cu care câștigasem în 2015 campionatul european. Sau au pierdut cu Portugal, au făcut finale. În 2015 a câștigat Serbia campionatul mondial de tineret. Așa. Și afară de Milinkovic-Savic, nici un jucător. Și de la Suedezi erau vreo doi, au jucat finală cu Portugalia, dar nu mai știu cine a câștigat, de campionatul Portugalia lui Bernardo Silva în 2015 de european.
Și erau, cred că, doi din toată naționala aia. Exact. Asta apropo de câți... Și uite, noi care suntem de specialitate și facem de o viață meseriile astea, nu știm campioanele mondiale, campioanele europene la tineret. Că n-a, nu ne-a interesat. În schimb, știm toate la seniori. Gazeta Sporturilor anunță că Loții Bălăni ar fi refuzat. Că s-ar fi decis și că ar refuza oferta Federației Române de Fotbal. Deci că mai avea parte... Ce-mi vine să fac acum? Să-mi scot la valiera, să o trântești și să plec din emisiune. Nu o să o fac, dar zic așa, ce care... Dacă e așa, e... Nu e ce trebuie. E mare păcat dacă pierdem din mână... Da. Adică pare genul de antrenor care ar trebui să-i dai, nu știu, la ce avem noi în momentul ăla, ce... Să nu se supere pe mine nimeni, că nu am niciun fel de... Nu am nici cu Adi Mutu, nici cu Edi Iordănescu, nu am niciun fel de problemă. Dar la, îl ai pe Bălăni și ai pe ei doi ca variante, ca backup, ar trebui, cred că, să-i dai luna de pe cer lui Bălăni. Nu da, că... Da, să-i dai dacă o ai. Dacă o ai. Dacă pe tine te interesează să trăie... Mă gândesc, ar putea să intre în faliment Federația Română de Fotbal? Ce s-a întâmplat cu fotbalul? Dacă te-ai angajat să plătești și salarii... A fost un caz. Unde a fost? Ce federație a fost? Serbia? Serbia. Mă gândeam acum dacă Serbia cumva... Parcă da. Serbia a avut problema asta, incapacitate de plată. Intrase în incapacitate de plată, cred că. Nu știu ce se poate întâmpla. E o întrebare bună. E o întrebare bună. Dar, nu știu, nici la noi nu știu dacă ar exista soluția asta, dar cum a fost la italieni cu Conte, da? Parte din salariul Federația și o parte un sponsor. Un sponsor care să vină să dea diferența... Ori vine sponsorul și sponsorizează Federația și Federația își permite să plătească, ori sponsorizează parte din tot aia. Da, e păcat, na, dacă ăsta este răspunsul, o să-l aflăm răspunsul oficial în cel mai scurt timp. Trebuie să-l auzim pe el vorbind. Motivele, că sunt foarte importante. Nu știu dacă o să știm vreodată oficial motivele. Da. Da. Probabil că nu o să le aflăm. Dacă... Cei de la gazetă susțin că, că ar fi vorba de niște clauze contractuale, de durată, de lucruri de-astea. Dacă ar fi de durată, atunci, că luna da. De pe cer ar fi durata contractului, o ai, dă-i-o. Da, mă rog. În fine...